Nu mai rezist cu lumina asta de la calculator. M-a terminat. De-aia mi-am luat și ochelari de soare. M-am apucat să mănânc și dulciuri. Mă îngraș. De la atâta sedentarism. O să-mi comand niște ochelari de sudură. Nu știu dacă ăștia de la Vision fixau. Am obosit. Sau cine știe, mă fac stareț, mă duc la Putna. Ah, interesant. Ăștia de la Vision Fix au ceva pentru protecție de ecrane. Gata. Am sunat la Vision Fix. Și ce credeți că mi-au zis? Mi-au zis să închid laptopul. Ceea ce am și făcut. Dar m-au mai zis câteva chestii interesante. Prima dată mi-au luat 300 de lei și mi-au dat ochelarii ăștia cu lentile cu protecție pentru ecrane digitale. Au zis că o să mă simt mai relaxat. Dar m-au mai zis în plus că ar fi bine să mai beau și apă. Mai multă. Pentru că hidratarea e foarte importantă atunci când vine vorba de oboseală oculară. Ce mi-au mai spus iarăși e că fiecare device are niște setări magice prin care poți să reduci luminozitatea ecranelor. Care iarăși e important atunci când stai cu ochii în dispozitive mai mult de 4 ore pe zi. Și mi-au mai spus ceva foarte interesant. Dacă vreau să mă odihnesc, și să nu-mi stric echilibrul interior, că ar fi bine cu o oră înainte de culcare să nu mă mai uit în niciun ecran. Nici măcar în ecranul laptopului închis. Mai stați de vorbă cu ei și o să vă spună cum să luptați eficient împotriva flăcării albastre emise de dispozitive.